Ok, de salutare lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit, fraților, la un nou unboxing. De această dată să facem unboxing la căștile Arctis 7 de la SteelSeries. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să facem mai multe episoade de unboxing. Știți că căștile mele vechi G430 de la Logitech mi s-au stricat, efectiv mi s-au desprins, nu știu cum le-am, cred că de vreo 2 ani. Deci am decis să-mi iau Arctis 7 care sunt și pe wireless, de-aia mi se pare mai ok pentru că mă enerva destul de mult firul acela. Acum hai să le deschidem, hai să iau acum o foarfecă și să încercăm mai acum să deschidem. O să facem și un test la microfon să vă arăt dacă vreți să vă apucați de YouTube, să vă luați căștile astea ca să nu... Știu că au oricum un microfon foarte bun, pentru că vă puteți și apuca de YouTube dacă cumva vreți cu aceste căști, nu trebuie să vă mai luați neapărat un microfon extern. Hai să vedem acum, cred că trebuie să dau ceva de genul așa și să ridicăm asta. Deci cam așa arată din interior. Hai să deschidem acum, avem aici o chestie de asta de plastic. Și cam așa arată căștile. Vedeți, nu au niciun fir aici, avem niște setări cu tare mai încet. Hai să dăm și mai aproape să focalizeze. Vedeți, avem aici o chestie de asta cu plus și minus ca să dăm mai tare. Aici avem o chestie, cred că de microfon, dacă vrem să-l dăm pe mute. Aici cred că se conectează. Și aici avem microfonul, vedeți, acest microfon se scoate, dacă vreți să folosiți, o să destul de tare. Vedeți, aici îl scoatem și acum puteți să folosiți microfonul. V-am zis să facem un test cam pe la final cum se aude acest microfon, ca să vedeți exact cum se aude, dacă se aude destul de bine. Și sunt și RGB din câte știu eu, adică gen pe aici o să se aprinde. Și acum hai să vedem când le conectăm la calculator cum reacționează. Așa, am uitat să vedem și ce e interiorul acestei cutii. Bine că mi-am adus aminte, aici avem ceva de genul așa lipită, habar n-am, oricum nu contează. Și aici avem accesorii, scrie aici. Ok, e lipit și asta? Ah, nu, e cumva așa prins. Hai să deschidem, acum ați venit și primi aici, că 100% primim firul. Lovit, ok. Am înțeles, da, îmi place, ok. Altceva ce mai vei aici? Yeah, hate it. Ok. We're here to help, nu știu ce, asta cred că ți le dai așa un review dacă vrei. Artix, nu știu, cred că este ce să, dacă, cum să înveți să le folosești sau habar nu am. Vedeți aici tot ceea ce facem. Și aici sunt toate lucrurile astea importante, cablurile. Cred că chestia asta se bagă în calculator, oricum o să vede imediat acum de să citesc instrucțiunile, pentru că văd că sunt foarte multe cabluri. Și cred că ăsta cred că intră în calculator, mă rog, vedem imediat. Deci acum am conectat prin acest cablu, le-am conectat la telefon, am pus acum o melodie no copyright. Vedeți, aici l-am conectat, hai să se vadă și pe cameră, perfect. Și acum hai să vedem cum se aude. Deci le-am dat la maxim, ia să dăm aici la maxim din telefon, aici l-am dat la maxim și cam așa se aude. Dar vedeți, nu am conectat la absolut nimic, la niciun fir și deja sunt încărcate, se aude destul de bine, după părerea mea. Hai să vedem acum și cum se aude microfonul și cum reacționează când le băgăm în calculator. Ok, deci am deschis SteelSeries Engine 3, vedeți acolo, vedeți că eu mai am deja un produs de la SteelSeries rival 100, adică mouse-ul. Și mi-a zis aici că trebuie să-i dau neapărat update la soft, pentru că Arctis 7 are nevoie de ceva mai nou. Și acum se încarcă, se instalează și hai să vedem acum cum putem să customizăm după asta căștile. Deci, după cum vedeți, cablul ăsta foarte lung este cablul de încărcare, cablul cu care poți să folosești ca să-ți încarci căștile. Acest cablu este cel wireless, adică genul ăsta îl conectezi la calculator și ăsta e emițătorul, cel cu antena. Și acum hai să vă arăt cum îl pornim. Deci ăsta l-am conectat, vedeți aici că scoate o luminiță așa albă că nu este conectat. Acum o să ținem apăsat pe acest buton de on-off de aici. Hai să vă arăt și vouă la lumină. Vedeți, acest buton de on-off, ținem apăsat 3 secunde pe el. A scos un sunet, a scos și o luminiță și acum vedeți aici că becul acesta este aprins și în momentul de față avem căștile conectate. Cam așa se aude la maxim. Deci în momentul ăsta e la maxim. Bă, se aude ca un difuzor, poate mai prost de telefon. Cam așa se aude, e destul de înfundat, bine. Logic că e înfundat pentru că nici măcar le port pe cap, dar mă rog. Este la maxim sau... Uite, acum e la maxim. Gata, acum e la maxim. Hai să văd și din Windows dacă e la maxim. Și da, totul este la maxim. Ok, deci după ce am dat update la soft, vezi aici îmi spune și câtă baterie mai are. Mai are jumătate din baterie, căștile mai au jumătate din baterie. Acum dacă îi dăm click aici ne dă toate setările pe care le putem face. Vezi aici avem DTS Headphone 7.1, o să le dăm on pentru că noi avem nevoie de 7.1 când ne jucăm CSGO sau mai știu eu ce.
Aici sunt o grămadă de setări pe care le putem face, dar eu nu o să umblu aici pentru că nu prea cred că am la ce să umblu aici pentru că nu mă pricep. Ok, deci aparent după puțin research pe care l-am făcut, am realizat că căștile Arctic 7 nu au luminițe, adică gen marginile astea nu sunt luminate, chiar dacă am zis la început că sunt, de fapt nu sunt. Aparent m-am informat eu prost, credeam, cred că sunt celelalte versiuni, adică Arctic 5 sau Arctic 3, cred, pentru că Arctic 7 nu sunt luminate și mai probabil pentru că sunt wireless și ar consuma foarte mult din baterie și așa o să ai performanță mai bună. Oricum nu înțeleg de ce avea nevoie oricum de luminițe, dar eu voiam să vă arăt exact cum se văd și luminițele, dar aparent nu avem. Astea sunt toate setările pe care le puteți face la aceste căști. Hai să vă arăt aici, deci toate setările astea le puteți face, toate astea sunt multe setări. Acum haide să testăm cum se aude microfonul. Deci cam așa se aude microfonul de pe aceste căști, nu am făcut absolut nicio setare, nu am schimbat setările, este la 100%, se aude destul de ok. Dacă cumva nu sufli în el, cred că dacă sufli în el se va auzi destul de nasol. E amuzant și destul de folositor, dacă, spre exemplu, te pot să mă duc absolut oriunde și la fel de bine o să mă aud sau la fel o să mă aud. Cam așa arătau vechile mele căști, vedeți aici sunt puțin, da, puțin mai mult, le-am lepit cu scoși că s-au rupt și nu, și nu prea să-mi aud așa de bine. Dacă, vedeți, dacă nu zic absolut niciun cuvânt, nu se aude un buzi sau ceva de genul, deci asta e super, super bine. Și cam așa se aude. Ok, deci da, lume, cam atât a fost cu acest unboxing. Sper că v-a plăcut. Am dat în jur de 700 de lei de Crăciun pe căști. Spuneți în secțiunea de comentarii dacă v-au plăcut, dacă vreți să vă cumpărați sau dacă am făcut o chestie destul de bună. Eu am fost Andrei, sper că v-am făcut acest unboxing și până la următoare v-am salutat. Bye, bye!